În seara aceasta, cartea 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și versetul 23. Faptul că ați avut o zi dedicată Domnului pentru slujitori m-a făcut să mă schimb și eu. Are putere postul și rugăciunea. De aceea, subiectul din seara aceasta se numește Slujitorul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc două versete și apoi să abordăm acest subiect. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și versetul 23. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să facem ceva în seara aceasta, pentru că a fost o zi în care v-ați rugat pentru slujitori. Probabil că nu m-ați nimerit și pe mine. De-aia în seara asta eu o să mă pun în genunchi, o să îngenunchiez și toată adunarea o să roage pentru mine. Nu că eu sunt mai deosebit decât ceilalți, ci pentru că vreau să fiu un slujitor al lui Dumnezeu și dacă ați avut rugăciune, nu vreau să pierd ocazia asta ca o biserică să se roage pentru un slujitor. Deci vă rog să vă rugați pentru mine. Eu voi îngenunchea și toți dintre dumneavoastră veți face o rugăciune într-un mod special pentru mine, pentru slujire, pentru lucrarea, pentru darul care mi l-a dat, ca Dumnezeu să lucreze și prin mine. Haideți să ne rugăm. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru rugăciune și să nu uitați când vă mai rugați pentru slujitori, poate că vă amintiți și de numele meu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mi-a plăcut faptul că abordați și aveți câte o zi de poștă rugăciune pentru slujitori. Dar trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să fim slujitori. Da? Dumneavoastră vă doriți să fiți slujitori. Dar veți să fiți slujitori care vă numesc oamenii sau Dumnezeu. Că eu merg în foarte multe adunări și toți mă numesc pe mine slujitorul lui Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu. Dar nu știu dacă și Dumnezeu are titlul ăsta pentru mine. Și atunci eu trebuie să-mi fac o verificare să văd, măi, bine, fratele cu tare zice că sunt slujitorul tău, biserica cu tare zice că sunt slujitorul tău, dar tu, Doamne, ai acest lucru pentru mine, tu când te uiți la mine spui că sunt slujitorul tău. Ei, pentru toți dintre dumneavoastră care vreți să vă calificați înaintea lui Dumnezeu ca slujitor, există un element cheie care te califică să fii slujitorul lui Dumnezeu și Dumnezeu să spună, este robul meu. Și elementul cheie e foarte simplu, se numește ascultare. Deci elementul cheie care te califică să fii slujitorul lui Dumnezeu, nu patron, nu rege, nu expert, nu fotomodel, ci slujitorul lui Dumnezeu, este că asculți de Dumnezeu, de aceea și numești slujitor. Deci elementul cheie care te califică să fii slujitor este ascultare. Dumneavoastră deja ați vorbit foarte frumos de lucrul ăsta, dar hai să revin un pic la text, să pui din nou versetul ăsta. E o întrebare aici cu care începe textul. Versetul 22, 1 Samuel 15 cu 22. Îi plac Domnului arderile de tot și jertfele? Îi plac sau nu? Depinde cine le aduce. Există jertfe și există arderi de tot. Există slujiri care nu sunt acceptate lui Dumnezeu și nu îi plac. De ce? Pentru că cei care le aduc, și s-a amintit în seara asta, nu sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Pune că a fost amintit despre Abel și Cain, dacă poți Geneza 4 cu 4. Acolo e foarte important. Geneza 4 cu 4, dacă poți să mă ajuți să vadă frații versetul, ar fi super. Uitați-vă, vă rog frumos, la ultima parte și să mă corectați dacă citesc greșit. Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Nu scrie așa. Dar cum scrie? A privit cu plăcere spre persoană
și după aceea spre jertfă. Mai departe la Cain, versetul 5. Dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Așa scrie? Nu, scrie spre Cain și jertfa lui. Deci dacă Dumnezeu nu acceptă persoana, nu te califici înaintea lui tu ca slujitor, slujirea ta nu mai are relevanță. Nu mai are valoare și nu este acceptată înaintea lui Dumnezeu. Acum închipuiți-vă. Să stai în biserică 40 de ani și să vii să spui vreau să aduc și eu o jertfă înaintea Domnului. Și ai muncit pentru ea. Ai învățat o cântare, ai spus o poezie de 40 de strofe, ai spus o predică, ai fost undeva, ai făcut o faptă. Să 40 de ani de slujire, 40 de ani de jertfe, 40 de ani de arderi și Dumnezeu să fie împotriva ta și nu ți-a primit nimic. Și noi în continuare să aducem jertfe. Gândiți-vă când a venit Domnul Iisus la templu de la Ierusalim, să aduceau jertfe. Oamenii aia slujeau, dar nu erau primiți pentru că n-aveau elementul ăsta cheie. Nu voiau să asculte. Ce însemnează legământ? Dumneavoastră care ați făcut un legământ cu Domnul, ce însemnează legământ? Legământul este o îndatorire sau o hotărâre să urmezi pe Domnul, adică să asculți ce zice Domnul. Ce înseamnă călcarea legământului? Păi călcarea legământului înseamnă că nu mai asculți de cuvântul Domnului. Ei, dumneavoastră știți câți din biserici n-ascultă de Dumnezeu? Știți cât s-au călcat legământul înaintea lui Dumnezeu? De aceea e foarte important, ăsta nu e un subiect, știi că ca să-i cucerești, de exemplu, pe tineri, trebuie să pui un titlu la predică extraordinar. Dar să predica slujitorului Dumnezeu. Parcă elementul cheie, ascultarea. Dumneavoastră, părinții, ce vreți să facă copiii dumneavoastră cel mai mult? Să asculte de dumneavoastră. Nu, tot asta vrea și tata din cer. Să ascultăm de el. Când am vorbit lucrul ăsta undeva la o bisericuță, era și fratele Petrică Găină și după mine s-a ridicat, el zice, da, să vă spun eu componentele ascultării. Și eu le-am preluat de la dânsul și le-am dezvoltat un pic diferit, dar sunt foarte importante. Vedeți, ascultarea are niște componente, exact ca o mașină. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă aveți un motor, asta înseamnă că aveți o mașină? Dacă aveți o cutie de viteză, înseamnă că aveți o mașină? Dacă aveți un volan, înseamnă că aveți o mașină? Nu, aveți o componentă din mașină. Dar mașina are mai multe componente. Dacă ai toate componentele, se numește mașină. E, dacă ai toate componentele astea despre care noi, pe care noi încercăm să le dezvoltăm în seara asta, dacă le ai, se numește ascultare. E, prima componentă a ascultării este tânjirea să auzi cuvântul stăpânului. Păi dacă e slujitor, ce tânjești cel mai mult în viață? Ce vrei tu să auzi? Vocea stăpânului. Adică tânjirea de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, tânjirea după Biblie, foamea după Biblie, însetarea după Biblie, te califică să ai prima componentă deja, ascultării. Asta e prima componentă, tânjirea să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Am fost undeva lângă Alba la o biserică și pe vremea aceea aveam o predică în 7 puncte. Dar dacă te duci la adunare și le spui la oameni, fraților, vreau să vă predic, predica are titlul și are 7 puncte. Când oamenii din adunare audă 7 puncte, îți iau cu mâinile de cap. Și atunci noi, de la 7, facem 3. Zic, eu am 7, dar vă spun numai 3. E ușurare când auzi de 3. Le-am spus cele 3 puncte, s-a terminat adunarea și vine un băiat la mine. Zice, frate Mihăiță, dumneavoastră a spus că aveți 7 puncte la predică asta, da. Eu vreau să le știu și pe celelalte 4. Nu-i interesant? Ăștia lați din biserică s-au săturat de 3. Și unul din biserică vrea să știe și celelalte 4. Cum numiți dumneavoastră asta? De auzit, ori auzit toți, dar de tânjit, de însetat să audă cuvântul lui Dumnezeu, să citească cuvântul lui Dumnezeu, sunt foarte puțini oameni. De aia noi nici nu putem fi slujitori al lui Dumnezeu dacă nu ai componenta asta. Să-ți fie drag de la depărtare, de la 100 de metri, să ridice părul pe tine. Mă duc la biserică, voi auzi un cuvânt din partea lui Dumnezeu.
E un băiat la noi la adunare, un frate mai tânăr, vine la mine și zice, băi frate Mihință, mă, mai pune-mă numai cântare, 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 predică mă, că eu de-aia am venit să o predic. Eu zic, mă omule, tu nu înțelegi, unii din biserică la predică dorm, se trezesc la fanfară. Deci nu poți numai trebuie să dai și câte o cântare de fanfară să mai trezesc. Dar e frumos când vine câte unul din ăsta și îl vezi că tânjește. Îl vezi că nu pleacă acasă după biserică. Frate, dar ai zis că mai ai două puncte, vreau să le aud. Dar cine vine? Poți să spui, fraților, am un studiu. Studiu se împarte în trei părți. Vom avea studiu în trei duminici. Toată adunarea. Slavă Domnului! Nu vine nimeni să zică, băi, oameni buni, bă, noi nu mai plecăm acasă, că e duminică azi. Ce să facem acasă? Ne uităm la televizor, ne uităm pe internet. Dacă omul ăsta are trei părți, stăm să ascultăm trei părți. Păi dacă murim luni? N-are nimeni treabă, nu tânjește nimeni. N-are sete asta nimeni. Fac și eu o generalizez. Aproape. Tot poporul nu tânjește. N-are dorința asta, n-are dragul ăsta. Pune-mi, te rog, dacă poți... Psalmul 119 cu versetul 97. Să vedeți ce scrie aici, niște versete foarte frumoase după tânjirea asta. Cât de mult iubesc legea ta? Cât de mult iubesc legea ta? Toată ziua mă gândesc... Na, spuneți dumneavoastră, câți de aici v-ați gândit astăzi toată ziua la cuvânt? Înțelegeți ce scrie aici? Noi cum suntem? Când citim în cuvânt, mintea zboară în altă parte. Ați citit vreodată din Biblie și să vă zboară mintea în altă parte. Dar nu trebuie să fie așa. Când faci alte lucruri să zboare mintea la Biblie. Adică te duci, ai de lucru. Mă duc la o gradă, sap. Dar gândul meu este la... Unde mă gândesc? La legea ta. Mă duc și pun un termopan, dar mintea mea e la legea Domnului. Mă duc și repar o mașină, dar mintea mea e la cuvântul lui Dumnezeu. La noi e pădos. Când te-a pus să citești din Biblie, te gândești la termopane. Te gândești la mașină. Te gândești la bani, în loc de invers. Și atunci nu te califici să fii slujitorul lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu, care are ascultare, are prima componentă, o tânjire. Toată ziua, elementul cheie care mă domină este vreau să aud un cuvânt. Vreau să mă gândesc la legea ta. Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristostom, avea el o învățătură în care spunea, zice, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, e ca o grădină care e plină de pomi și de flori și creștinul îi place toată ziua să plimbe prin grădină, să culeagă nectarul și polenul din fiecare floare. Asta e viața noastră de fiecare zi a unui creștin, a unui slujitor adevărat. Să te plimbi toată ziua, să te gândești în Biblie și iei polenul din fiecare floare. Doamne, ai milă de noi. Pune Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Foarte frumos. Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Zice, când am auzit cuvintele tale, ce-am făcut? Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Acum vreau să vă spun, vă întreb pe dumneavoastră, dacă iei mâncare în gură, dar nu o înghiți, ce se întâmplă? Cei mai mulți asta fac. Ei vin și iau cuvântul în gură, dar când ori plecat pe ușa afară, el nu-l înghit. În ce se transformă o mâncare care e lăsată în gură? Se transformă în vitamine, se transformă în viață? E, vorba este că mă cucerește cuvântul în ghit și se transformă în mine în viață. Nu la poarta bisericii, eu nu mai știu ce s-a discutat, nu mai știu ce s-a vorbit, pentru că n-am avut interesul ăsta, n-am avut setea asta, m-au dominat alte lucruri. Auziți mai departe, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Oameni buni, nu e o revelație, este o știre care se spune de multe ori în adunare și am auzit foarte mulți oameni spunând lucrul ăsta. Oameni buni, nu mai fiți triști. Bucurați-vă! Slujiți Domnului cu bucurie. Dar ce-ți produce bucuria asta? Dacă ești slujitor, de ce să te bucuri? Pentru că veselia și bucuria inimii tale e cuvântul lui Dumnezeu. Și asta te veselește. Pe dumneavoastră, ce vă bucură? Ce vă satisface? Ce vă împlinește?
Că dacă te uiți la un pocăit cum se uită la televizor, cât e de atent, cât e de însetat, după politică, după sport, după divertisment, după bani, după mașini, după excursii, bucurie și veselie. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, amărâți, plictisiți, pentru că nu e bucuria și veselia inimii noastre. Spunea un frate că a lucrat undeva la o casă de rugăciune ca să termine, adică mai au ceva de lucru, zice, un alt frate o dat peste telefon și l-a trântit și l-a spart. Zice, frate, îți cumpăr altul. Dar ce marcă a fost? Fratele nu știa să spună ce marcă. Eu spus acolo o marcă. Când s-a dus acasă, îi zic copii, mă, tată, bă, nu a fost marca asta. Asta e marcă mai bună ce ai zis tu. Și sună fratele la frate, băi, fraților, să nu cumpărați telefonul, că bă, e o marcă mai bună, costă mai mulți bani. Păi ce l-am cumpărat deja, dar nu-i cumpărat, e la abonament. A, cu ce o fi, ți-l dăm. Și le ia fratele să duce acasă, are mai mulți copii. Și copiii, când au văzut telefonul, război. Toți pe telefon, nu, ăsta e telefonul meu. Și tata l-a luat și l-a pus în cutie și l-a pus pe dulap. Și fata, una dintre fetele cele mici, se uită la taică și zice, da, tati, tu ești fericit acum că ai telefon nou. Deci asta e fericirea pentru unii, când scot câte un iPhone. Ai, cum se uită la el. Așa îl țin ca pe un bibelou. Bucuria lor, veselia lor, o mașină, un telefon, o cutie de chibrituri, o păpușă. E, dacă n-ai însetarea asta după cuvânt, tânjirea asta, nu te califici să fii slujitorul lui Dumnezeu. Poate să-mi zică oamenii că sunt slujitorul lui Dumnezeu, dar nu și el. A fost un rege care a primit stăpânire peste 3 țări și supușii lui au adus pentru fiecare țară ca simbol o sabie. Și le-a pus înaintea regelui 3 săbii, că e stăpân peste 3 țări, 3 regate. Și împăratul s-a uitat la ei și a spus, dar lipsește o sabie. Supușii a zis, dar maestate, dar ce sabie? Că 3 regate stăpânești. Lipsește sabia Duhului. Asta lipsește. Au fost edicte în istorie, oameni buni, care au oprit Biblia. Au prigonit oamenii și au omorât oameni care citeau din Biblie. Dar oamenii ăștia au fost jungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că au avut o însetare și o tânjire după cuvânt. Acum, ascultați-mă bine ce vă spun, că e foarte important. Dacă n-ai sete după cuvânt, nu tânjești și nu ești înfometat după cuvânt, vei fi însetat ca om religios după semne și minuni. Și când însetarea după semne și minuni este mai mare decât însetarea după cuvânt, asta pregătește scena lui Antichrist. Și asta se întâmplă acum. Oamenii sunt uimiți. Acum vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră marța viitoare, spuneți, mai vine un predicator și predică Evanghelia și veniți tot în numărul ăsta sau mai frumos și aia altă, alt predicator. Dar într-o marță ziceți, vine acum unul care face semne și minuni. Cum e biserica? Dar de ce? De ce? De ce la cuvântul lui Dumnezeu nu este plină și la semne și minuni este plin? Dumneavoastră știți de ce mergeau oamenii după Domnul Iisus? Ca să vadă semne și minuni. Și ascultați-mă, când setea după semne și minuni depășește setea după cuvântul lui Dumnezeu, atunci pregătim scena lui Antichrist și va avea loc o mare rătăcire, cum spune la Tesaloniceni. Vor crede o lucrare de rătăcire pentru că n-au iubit dragostea adevărului, n-au iubit adevărul și cuvântul. Apocalipsa spune că va face fiara semne și minuni. Semnele și minunile sunt să autorizeze cuvântul. Deci vă rog frumos să observați, în Biblie, semnele și minunile nu sunt un subiect central. Subiectul central este cuvântul. Semnele și minunile se dau să însoțească cuvântul. Ele nu sunt un centru, dar când setea și în centru vine semnul și minunea, omul ăla se va rătăci. Pentru că spune Biblia, vă rătăciți de ce? Pentru că nu cunoașteți cuvântul.
Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Nu mergem la extrema aia, cum zic unii, că nu semne și minuni și Dumnezeu nu mai poate face. Nici vorbă, Dumnezeu este puternic. Dar nu are în centru. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă dumneavoastră citiți Noul Testament, câte predici are Domnul Iisus despre semne și minuni? Câte predici, conferințe țin apostolilor pe tema semne și minuni? Ei nu țin conferințe și predici pe tema asta, ei le fac. Subiectul lor este eliberarea de păcat. Domnul Iisus vine și în centru spune păcat, eliberare de păcat, pocăință, evanghelie, cuvânt. Și însoțim lucrarea asta cu semne și minuni. Dar semnele și minunile sunt date și ca să fii înșelat de celălalt. Să fie o lucrare de rătăcire. De aia trebuie să fii foarte atent. Pentru că dacă n-ai sete, n-ai tânjire după cuvânt, nu te gândești toată ziua la cuvânt. Nu-i bucuria și veselia inimii tale cuvântul, ci ai în cap numai semne și minuni, ai posibilitatea să te rătăcești. Deci, prima componentă a unui slujitor din ascultare este tânjirea și însetarea după cuvânt. A doua componentă este că nu trebuie doar să auzi cuvântul, ci trebuie să-l și înțelegi. Fratele Petrică spunea atunci, zice, mă duc la ORL și mă consultă, zice, trebuie să purtați aparat. Cum să port aparat? Că eu aud. Zice, da, auziți, dar nu înțelegeți. Mă, da, mă, așa-i, mă. Deci de auzit, aud, dar nu înțeleg. Sunt o grămadă de oameni care aud, dar nu înțeleg. Că de-aia spune la pilda asemănătorul la prima sămânță aruncată, zice, sunt cei ce aud, dar nu înțeleg. E, dar acum trebuie să știți, pentru componenta asta ascultării, înțelegerea, trebuie muncă. La auzire trebuie însetare, tânjire să auzi. La înțelegere trebuie să muncești, pentru că descoperirea este un briliant, o bijuterie, o comoară care se află în interiorul pământului. Și trebuie să sapi ca după o comoară ca să găsești descoperirea aia, ca să înțelegi. Și asta nu vrem noi, transpirație. Nu vrem să studiem, nu vrem să învățăm, nu vrem să săpăm. Păi dumneavoastră, dacă vreți să aveți o fântână, ce trebuie să faceți? Să găsiți un izvor. Dar unde e izvorul? Și dacă săpați astăzi un metru și nu dați de izvor, ce faceți mâine? Sunteți deștepți, mai săpați un metru. Și mai săpați un metru, pentru că izvorul e la 12 metri. E, dar în cuvânt nu facem așa, n-am înțeles noi nimic. Mai o zi de post, rugăciune, iar mai citesc. E, dar acum la noi știți cum este. E foarte simplu. Mâna pe telefon și suni prorocul. Păi după ce să mai muncești să înțelegi tu? Lasă că e un proroc nu știu unde și în 5 minute ți-o spus tot. Dar vreau să te întreb, dumneata, ai luat toate subiectele din Biblie, toate versetele din Biblie pe subiectul ăla care îl cauți? Eu nu zic că Dumnezeu nu are apostoli, proroci, evangheliști, învățători și păstori care să te ajute, dar muncește și tu. Nu vrei în 5 minute să primești subiectul pe tavă ca ăștia la examen. Ci trebuie să muncești și Dumnezeu, dacă muncești, te ajută să înțelegi. Și folosește și alți oameni ca să te ajute. Dar prima dată știi dumneatale toate subiecte, știi toate versetele despre subiectul ăsta? De exemplu, sunt văduve în biserică. Știu toate văduvele subiectul văduva. Toate versetele despre văduve. Știți? Îți tineri în biserică. Știți toate versetele despre subiectul ăsta tinereții? Căsătorie. Știți toate subiectele cu privire la căsătorie? Adică toate versetele cu privire la subiectul ăsta. Păi mult mai fain să-l suni pe fratele nu știu care. Frate, în 2 minute tu nu muncești nimic. Dar de ce nu vrei să sapi? Am fost undeva ieri la o întâlnire mai mult de tineret și mă întreabă dacă vreau să răspund la întrebări. Răspund la întrebări, adică cine mă întreabă, n-am spus chiar așa, dar vă spun dumneavoastră, dacă ai o întrebare să-mi pui, la întrebarea care mă pui, îmi spui toate versetele despre subiectul ăsta. Și după aia te ajut și eu. Adică tu cum vrei? Să pui mie o întrebare și tu nu muncești nimic? Nu.
Du-te și învață toate versetele. Vrei să știi dacă ai voie să ai prieteni? Cum să te căsătorești? Adu-mi toate versetele care le știi, să văd că ai muncit. Și după aia îți răspund la întrebare. Dacă știu și eu. Dacă nu, întrebăm pe altul. Și Dumnezeu ne ajută. De exemplu, știți că Domnul Iisus, după botez, știți care a fost prima lui frază după botez? Care a fost primul lui cuvânt? Care a fost prima lui cuvântare? Că e foarte important. Ce a zis Domnul Iisus după botez prima dată? Ce credeți dumneavoastră că a zis? Și ce a zis diavolul? Păi Domnul Iisus a spus, prima frază după botez a fost aceasta. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Dar diavolul ce a zis? Diavolul a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă semne și minuni. Observați? Diavolul nu a venit prima dată să zică orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. A spus, semne și minuni, transformă piatra în pâine. Și Domnul Iisus a... Un copil al lui Dumnezeu nu trăiește numai cu semne și minuni. Ascultați-mă, dacă trăiți numai cu semne și minuni, într-o zi o să fiți foarte dezamăgiți. Pentru că credința dumneavoastră e susținută de semne și minuni. Dar Biblia mea spune, credința vine în urma auzirii cuvântului. Și cuvântul este cel care ridică credința. De aceea e foarte important orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. E, dar nu, după aia știți cum a venit diavolul, a venit și el cu Biblia, că el știe Biblia mai bine ca noi. Și a venit el cu ce este scris, deci nu trebuie să știi numai ce este scris, ci trebuie să știi ce este scris și de asemenea este scris. Nu trebuie să știi numai un verset ce e scris, ci de asemenea este scris în altă parte, că dacă nu te duce diavolul cu cuvântul. Vă dați seama cât cuvânt trebuie să fie în noi, de-aia mintea noastră trebuie să fie biblioteca cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci dacă ai tot înmagazinat în tine subiectele, Duhul Sfânt scoate imediat din ce ai în minte și atacă vrăjmașul. Dar dacă n-ai în minte și vine diavolul cu un verset, tu cum îi spui? Dar de asemenea este scris în cealaltă evanghelie, în cealaltă epistole. Nu mai știi. De-aia trebuie să știi versetele pe subiecte. Aseară unde am fost, a venit un frate la mine și zice, da, dar este scris. Pune-te rog Ioan 10 cu 12. Ăsta avea ce avea cu păstorii, cu slujitorii. Și ăștia cam au versetul ăsta. Zice, dar cel plătit. Ei bine păstorul să fie plătit. Nu vezi că păstorul ăsta a renunțat la oi și fuge dacă e plătit? Dar eu zic, e bine, pentru că de asemenea este scris. Cum adică de asemenea este scris? Pune 1 Corinteni, capitolul 9 cu 14. Păi nu citești numai versetul ăsta. E foarte simplu să iei un verset și să-l atași pe el. E foarte simplu. Dar, da, de asemenea este scris în altă parte în Biblie. Ce scrie la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 14? Ce scrie? Îl știi și asta. Tot așa. Domnul a rânduit. Auzi, Domnul a rânduit. Ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din... Dar n-am scris eu aici. De asemenea este scris. Galateni 6 cu 6. Iar de asemenea este scris. Păi nu-mi spui numai aia ce, păstorul ăsta trebuie să fie plătit. Zice, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui. Și celui cel? Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați făcut parte din toate bunurile care le aveți celui care vă învață? Dar asta nu vrem. Cu ăsta nu vine nimeni la orizont. Vine numai de ce-i plătit. Păi da, de asemenea este scris. Dar zice asta, mi-e drag de tine că tu nu iei bani. Ce nu e adevărat, zic. Eu iau bani, nu cer bani. E o diferență. Toți oamenii care îmi dau bani, eu iau. Dar nu cer. Asta e cu totul altceva. Nu negociez un salar. Nu vin să spun, dacă îmi dați 50 milioane, vin, dacă nu, nu vin. Dar dacă îmi dă cineva un milion, eu le iau. Dar nu spun, domnule, uite, dacă vin acolo și nu-mi dați atâta, eu nu vin. Dacă nu faceți asta și asta, eu nu vin. Nu. Eu slujesc Domnului. Și dacă Domnul pe cineva trimite cu un cartof, eu le iau. Dar nu cer.
Dar trebuie să știi ce este scris și de asemenea este scris. Păi, cum a fost la Domnul Iisus? Vine diavolul și zice, este scris. Aruncă-te, l-a dus pe streașina templului, aruncă-te jos de aici. Și Domnul Iisus zice, dar de asemenea este scris. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă templul are scări, te dai jos pe scări. Nu trebuie să sări. Da, dar nu-i mai fain să sări. Păi, dar de ce să sări dacă scări? Să mă duc la balcon și să sări de la balcon. Dar o scări, mă dau jos pe scări. Sau, de exemplu, folosesc unul. Dumnezeu este același. Ieri, azi și în veac. Drept ai. Și zice el atunci, vezi, Filip, când a făcut evanghelizare, a fost răpit de Domnul. Deci astăzi, dacă eu sunt evanghelist, ce ar trebui să facă Domnul, dacă e același ieri, azi și în veac? Să mă răpească și pe mine. De ce să mai vin cu mașină? De ce să mai bag ulei? De ce să mai fac schimburi de cauciucuri? Că mă răpește Domnul și mă duce în partea alaltă. Dar zice să, de asemenea este scris, nu ispiti pe Domnul, dacă ai bicicletă, du-te cu bicicleta. Ai autobuz, du-te cu autobuzul, nu trebuie să fii răpit. Dar noi dorim spectacolul și asta ne înșeală pe noi. Da, Dumnezeu are semne și minuni pentru slujitorii săi ascultători. Dar a doua componentă este ca să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, înțelegerea, trebuie să muncești. Fraților, eu când m-am pocăit, n-am știut cuvântul și l-am deschis așa și Dumnezeu mi-a vorbit. Dar acum am 20 și ceva de ani de pocăință, mi-e frică să deschid Biblia așa. Pentru că mi se pare că n-am aici, în 20 și ceva de ani, de ce nu știu cuvântul? Da, eu nu zic că Dumnezeu în împrejurări deosebite are, dar nu-l folosesc ca pe un horoscop. Să-mi spună mie, de fiecare dată deschid Biblia, muncește, află ce-i scris în Biblie. Fratele Ghinescu, mergem câteodată lunea la el, sâmbăta. Deci eu nu știu cum zic cu oamenii că au citit Biblia de nu știu câte ori, că eu n-am citit-o niciodată. Deci eu când dau de un verset, citesc toate referințele, mă duc în toată Biblia pe subiect, ca să știu subiectul. După aia trec la altul. Deci Dumnezeu e bun, se poartă cu noi ca un tată, ne ajută. Dar asta nu însemnează că dacă nu muncesc, nu mă dau câte un telefon, deschid Biblia la întâmplare ca să văd ce scrie. Dumnezeu te ajută, că e tatăl tău, îți vorbește, te ajută și prin cineva, te ajută și când deschizi Biblia, dar ar trebui să ai și tu un pic. Băi, am și o responsabilitate, băi, hai să muncesc, mă, că am nevoie într-o zi de cuvântul ăsta. Doamne, ai milă de noi. E, a treia componentă, deci prima componentă, auzirea, tânjirea, însetarea. A doua componentă, munca să înțelegi. Și a treia componentă, aplicația. E, dumneavoastră știți de ce Saul a fost lepădat? S-a îmbătat? A jucat noaptea remii? S-a dus la femeia altuia? Dar ce n-a ascultat? Oamenii, Dumnezeu are un plan, slăvit să fie El. Și ne încadrează în planul Lui ca slujitori să împlinim planul Lui. Și planul Lui, vă aduceți aminte la Iosua, zice, voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Și acum venise vremea și timpul ca Saul să ducă la îndeplinire și să șteargă numele lui Amalec de sub ceruri, pomenirea lui de pe pământ. Și el l-a cruțat pe Agag. Vreau să vă întreb, dumneavoastră știți cine a fost cel care a dus știrea morții lui Saul? Un amalecit. Știți de ce? Nu vă gândiți. Adică cum, mă? Eu trebuia să-l omor, să-l nimicesc și el aduce știrea morții mele. Pentru că te va urmări neascultarea peste generații. Cartea Estera prezintă un dușman cu numele Haman care a vrut să distrugă poporul evreu. Știți ce era Haman? Știți cum se numește Haman acolo? La Estera 3:3 sau undeva zice Naaman, Haman Agagitul. Cum se numea împăratul lui Amalec? Agag. Peste ani, peste generații, neascultarea ta va costa.
Deci, dacă nu împlinești cuvântul, sunt Saul, de exemplu, a auzit, a înțeles, dar n-a împlinit. Și asta nu se numește ascultare. Deci slujitorii care au titulatura din partea lui Dumnezeu trebuie să aibă elementul ăsta cheie. Tânjire, muncă pentru a înțelege și practică. Mă duc într-o zi la o adunare. Și când te duci la adunare, toți te numesc de la adunare slujitorul lui Dumnezeu, a venit să slujească. Dar în drum, un bolovan, undeva, într-o parte din drum, un bolovan. Și Domnul îmi spune în interiorul meu, oprește mașina și dă bolovanul la o parte. Păi, dar zic, cum mă, că mă duc la adunare, trebuie să predic, să fac ceva, trec pe lângă bolovan și înainte. Dar zic eu în mintea mea, Doamne, dacă de la tine a fost lucrul ăsta, când voi veni înapoi, să găsesc bolovanul tot în drum. Să nu ne-a nimeni. Și mă duc și mă apuc un rău. Atât am fost de rău la întâlnirea asta, că o trebuie să plec după câteva minute. N-am mai ținut minte ce am zis, dar când mă întorceam înapoi, unde credeți că era bolovanul? Era tot acolo. Că eu trebuia să-l dau la o parte. Acum vreau să vă întreb. Ce rost are că te duci la o adunare și tot zic, slujitorul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu a venit să predice. Și le-am predicat o predică de am dat pe jos pe toți, dar Domnul zice, în ochii mei lepădat, neascultător, nu rob, nu slujitor. Tu s-ar putea să cânți aici, s-ar putea să prezi, să spui poezii, dar în ochii lui Dumnezeu zice, tu ești un neascultător, păi eu am vrut să dai bolovanul la o parte, nu să predici. Dar tu ai umblat după lucruri mari. Astăzi veneam de acasă și m-am dus un pic să meditez, așa am eu un drum pe care mă duc și am văzut un fost prieten care a jucat fotbal, care era beat praf, a fost părăsit, e singur, nu m-a beat toată ziua și m-a apucat așa o groază când l-am văzut în față și am trecut pe partea aia, dar el nu mai putea. Și o mers cât o mers, o mers cât o mers, zic, bă, lasă-mă că acum eu meditez, mă rog, de seară mă duc la Deva, am treabă cu bețivani acum. Și merg, merg, bă, când mă uit, nu-l mai văd. Pe partea aia altă. O căzut. Bă, parcă mi s-a băgat așa ceva în inimă. Iară s-a ridicat, o mers, cât o mers, mă uit. Iar nu mă uit. Când mă uit, într-un șanț o căzut. Bă, zic, e prea de tot, mă. Măcar așa de milă, m-am dus pe partea aia altă. M-am uitat la el când l-a ridicat din șanț. Știți ce am văzut în imaginea aia? Cum m-a ridicat Dumnezeu pe mine de mocel. Și Dumnezeu parcă a vrut să-mi spune, păi tu crezi că eu sunt interesat că tu de seară de să predici la Deva? Dacă tu nu asculți și ți-am spus, ridică bețivanul ăsta, crezi că dacă te duci acolo și spun ăștia că tu ești slujitorul lui Dumnezeu, ai preț în ochii mei? Mărturisea un alt frate slujitor, deci am fost invitat în altă țară și oamenii la lucru. Dar el se ducea în fiecare zi, acolo era o hală unde se adunau ei, ca să se roage, să pregătească în cuvânt și când se duce acolo, îi zice, Domnul, aduni hârtiile de pe jos și aranjezi scaunele. Că nu era făcut curat. Am venit mii de kilometri să mă pregătesc, să predic în seara asta, să fie o trezire, să fie un studiu și tu îmi spui să fac curat, să iau hârtii și să aranjez scaune. Ascultați-mă ce vă spun. Testele noastre nu sunt aici. Sunt în drum în fiecare zi. O hârtie aruncată la coș, un scaun aranjat, un bolovan dat la o parte, un bețivan ridicat. Dacă nu asculți, poate să te numească toată lumea slujitorul lui Dumnezeu. Și patriarhul României să spună că e slujitor. În ochii lui Dumnezeu ești un neascultător. Doamne, ai milă de noi. E, dacă ai componentele astea din ascultare, urmează pentru slujitorul lui Dumnezeu beneficii. Vedeți, noi prima parte nu vrem, numai a doua, beneficii. Care este beneficiul unui slujitor al lui Dumnezeu? Deci dacă Dumnezeu te-a acceptat ca slujitor, dacă elementul cheie, ascultare a fost în viața ta și tu tânjești, însetezi după cuvânt, muncești după înțelegere,
practici în amănunțime, în lucrurile mici, voia lui Dumnezeu, acum Dumnezeu te califică, zice, ești slujitorul meu și ai câteva beneficii. 1. Autoritate în lumea spirituală. Nu că țipi, nu că strigi, ci pur și simplu Dumnezeu te îmbracă cu autoritate în lumea spirituală. Pentru că ești slujitorul lui, te-ai calificat pentru asta. Păi gândiți-vă la Ilie, când a venit, a zis, viu este Domnul, al cărui slujitor sunt. Dar știți ce se întâmplă acolo? Dumnezeu ascultă de Ilie cât a ascultat Ilie de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, pleacă, am plecat. Du-te, m-am dus. La pârâu, păi stați, n-am înțeles. Adică eu am cheia și nu plouă decât la cuvântul meu și atât trebuie să zic. Plouă, ploaie, să vină ploaia și o să beau apă din râu. El zice, dacă tu zici la râu, acolo o beau. Sarepta, Sarepta, văduvă, văduvă. Unde zici am plecat? După ce s-a calificat în ascultare ca slujitor, beneficiu, zice Ilie, Doamne, foc, foc, apă, apă, înviere, înviere. Înțelegeți? Deci cât asculți tu de Dumnezeu, atât ascultă Dumnezeu de tine. Păi cum credeți dumneavoastră că un demon ar asculta de mine dacă eu nu ascult de Domnul? Păi eu pot să strig la demonul ăsta două nopți și două zile. El nu pleacă dacă eu n-am ascultat de Domnul. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă eu sunt director de întreprindere, șef la o întreprindere și intru în birou și-i secretar, zic, ieși afară. Ce face secretarul? Trebuie toată ziua să zic, ieși afară, ieși afară, ieși afară. Și cât țin mai tare, cu atât ea se sperie. Păi dacă sunt director și șef și am autoritate, spun, ieși afară și iasă. Dacă sunt muncitor în întreprindere și mătur pe jos și zic la secretară, ieși afară, ce face secretară? Ia mătura și o pune pe mine. Deci autoritatea spirituală, oameni buni, nu-i rău că ne rugăm, e foarte bine, că postim, dar dacă nu ascultăm, putem să strigăm toată noaptea. Eu v-am spus aici cum o echipă de frați s-a dus la o vindecare, la o eliberare, nu mai știu, și pe drum trebuia să ia autobuzul. A luat autobuzul și a zis, bă, mergem numai o stație. Ne luăm bilet, nu ne luăm. Păi pentru o stație nici n-a pus să-l taxez biletul. Și n-au luat bilet, n-au taxat, s-au dat jos și s-au dus. Au început rugăciunea. Să iasă afară duhurile. Și duhul din ăla zice, bă, păi nu v-am pus eu în autobuz să nu vă luați bilet. Voi acum veniți împotriva mea, eu v-am învățat să nu luați bilet și acum voi vreți să vă scoateți afară. N-ai cum, poți să te rogi până dimineață, să țipi, să postești. Dacă nu ai ascultat, ai fost tot cu șmecherii, tot cu jonglări, tot cu amestecături. Poți să ai vocea unui duduit, unui trăznet. Nu ai autoritate. Autoritatea vine, este un beneficiu datorită ascultării. Dumneavoastră, dacă ați fi director sau șef într-o întreprindere, ați da autoritate unui om care nu vă ascultă? Dacă ai fi director de școală sau profesor, ai pune șef de clasă pe un băiat sau pe o fată care nu te ascultă? E de atât de logic. Cui dai autoritate? Pe cine promovezi? Pe cine îl urci? Ăla care ascultă. Deci, beneficiul unui slujitor este autoritate în lumea spirituală. 2. Este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De-aia v-am spus, un slujitor al lui Dumnezeu n-are voie să negocieze salarii. Acceptă, zicea fratele care a fost împotriva păstorilor. Păi zic eu către el, bun mă frate, dar omul ăsta când îmbătrânește, nu trebuie să aibă pensie și el. Nu! Că nu trebuie să fie niciun sistem. Dar dumneata ai pensie, da! Ei, dumneatale, ai voie să fii într-un sistem, dar fratele nu. Uite, dacă promiți înaintea Domnului că îl susții pe slujitor, și după 70 de ani, până la 90, îl susții dumneatale, eu dau acolo. Dacă îl ții la dumneatale acasă, cu toată familia, și îi dai de mâncare, nu trebuie să dai bani. Dacă nu, atunci fă-l ca dumneatale. Ajută-l să aibă și el o pensie.
Deci eu nu sunt împotrivă oamenii să fie ajutați, slujitorii să fie întreținuți, să trăiască din Evanghelie. Dar asta e treaba dumneavoastră. Cum vreți să trăiască un slujitor? Nu e treaba slujitorului. Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu are corbi care îi trimite cum vrea El. Dacă nu vrei dumneata, le are pe altul. Eu n-am voie să negociez, n-am voie să cer. Dar dumneata le trebuie să împlinești partea din Scriptură pentru El, pentru slujitorii din care, de la care înveți din cuvânt și primești învățătura. Dar dacă e slujitorul lui Dumnezeu, poate să fie toți împotriva ta, să nu-ți dea nimeni nimic. Dumnezeu va avea grijă de tine. Chiar dacă ai mulți copii, chiar dacă ai familie numeroasă, chiar dacă ai greutăți, Dumnezeu te va ajuta. Venea un frate la mine, are 11 copii și, interesant, cu ceva zile în urmă, primesc un telefon din Italia. Și zice, uite, vreau să ajung și eu niște săraci. Și eu zic, măi, dacă vreți să ajungi săraci, dă la miros de cer, că ăștia sunt cu săraci, știu toate, eu nu știu nici unde, nici cum, acum, nu. Păi zice, da, dar eu vreau să vă trimit dumneavoastră, n-am așa, am 200 de euro. N-a, zic, trimite. Îmi trimite 200 de euro și îi pun pe dulap. Bă, cui să-i dau? Să mă gândesc, bă, nu se ivea nimic, mă. Și vine băiatul ăsta cu 11 copii. Și bă, odată îmi pică fisa. Băi, zi, bă, omule, fie dintr unul din Italia, mă, ia banii ăștia. Să uită la mine, zice, frate Mihăiță, fetele mele m-au întrebat, tati, nu ne cumperi și nouă ghete? Și fratele zice, puneți-vă pe genunchi, strigați la Domnul și El va purta de grijă. Păi mă, oameni buni, Italia nu e lângă Oțelul Roșu. Eu nu mi-s cu lucrarea asta. Dar cum le pune Dumnezeu cap la cap? Păi dacă e slujitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va purta de grijă. Am fost, am stat la masă cu un frate de la baptiști. Și ei nu cred toți în semne și minuni și în lucrări din astea, dar îmi spune o întâmplare. Zice, am fost un slujitor de la Pentecostal și făcea misiune și lua la oameni de mâncare. Și el era, avea ceva afacere și zice lui soția lui, bă, nu-i dăm ceva și lui ăsta, așa, în drum cu soția, s-o gândi la el. Zice, bă, da, păi câți bani avem mașină? 75 de milioane. Și zice la nevastă, cât vrei tu să-i dăm? Zice, 50 de milioane. Zice, bă, câteodată e bine să ai nevastă. Iau 50 de milioane, mă duc după omul lui Dumnezeu la un magazin acolo, era deja să ia de mâncare, dar stătea în mașină. Și eu mă duc și bat la geam, fratele de la baptist, bat de la geam. Și deschide ăsta la, de la Pentecostale. Ce te-am așteptat. Dar fratele de la baptist, cum ai așteptat? Păi mi-a zis Domnul că va veni un om să-mi dea 50 de milioane. De ăsta de la baptist, și ăsta e vrăjitor. Păi de unde știe toate aceștia? Bă, mă, oameni buni, bă. Nu contează că ești baptist, că ești pentecostal, că ești creștin după Evanghelie. Dacă e slujitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va purta de grijă. Astea-s beneficii, autoritate în lumea spirituală. Îți poartă de grijă. 3. Va asigura viitorul familiei tale. Viitorul familiei tale nu depinde de câți bani faci în fiecare zi. Nici de casă, nici de succes. Depinde de cât asculți de Domnul. Uitați-vă, vă rog, dacă David a fost credincios și ascultător, uitați-vă după generații, zice, dar tot am să mai las o lumină din pricina robului meu? Nu toată împărăția, o seminție, două mai las și pentru robul meu, David. Peste generații, dacă bunicul, dacă străbunicul, toate generațiile. Binecuvântat să fie Domnul. Și 4, ultimul, dacă e slujitorul lui Dumnezeu și asculți, asta îți va afecta și starea ta de sănătate. Pentru că dacă știi că e slujitorul meu, băi, dacă la noapte mor, a murit. Da, ești liniștit. Avem un frate de 82 de ani cu COVID la spital. Dar el nu știe nimic. Nu prea știe, nu le are cu astea. Dom'le, n-are nimic. O a avut și pneumonie, dar nu simte pentru că psihicul lui, mintea lui, nu se gândește acolo. El e slujitorul lui Dumnezeu, e omul lui Dumnezeu, moare, moare, trăiește. Frate, cum e? Păi cum să fie? În concediu? Păi bine, mă, las că-ți aduc neamule de mâncare, stai acolo liniștit, are deja o lună aproape. Altul zice, o săptămână e gata. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, asta îți va asigura și starea de sănătate. Doamne, ai milă de noi. Acum, nu știu dacă mai vreți să fiți slujitori lui Dumnezeu.
Da? Dar e un element cheie, să nu-l uitați. Ascultarea. Trei componente. Tânjirea, însetarea, după cum munca să înțelegi și practica. Atunci Dumnezeu îți spune slujitorul meu, robul meu, nu oamenii. Și ai beneficii, autoritate în lumea spirituală, purtarea de grijă, îți afectează starea de sănătate și îți asigură viitorul familiei tale. Ne ridicăm și facem o rugăciune cu toții.